Azi am găsit pe dună un braț alb de statuie. Un braț furat de valuri de cine știe unde. Al cui a fost odată, cine ar putea să spuie? Când a căzut în mare, cine ar putea răspunde? E un braț alb de femeie, fărmat mai sus de umăr, și marmora e atât de clară și curată, încât nu-ți vine a crede că ani fără de număr s-au scurs de când sta astfel în valuri îngropată. Și mâna-i fină, sculptată cu iubire, de-ai spune că artistul pe când cioplea din daltă în marmura rebelă suprema-i amintire, pe fruntea lui modelul își purta mâna cealaltă, trecea frumoasa mână pe fruntea inspirată, trecea dezmierdătoare dând vițele într-o parte, iar el cioplea cu râvnă, visând că poate odată atât o să rămâie din trânsii după moarte. Și într-adevăr că veacuri s-au scurs și iat-o iară, purtând pe brațul tânăr o algă ce scânteie, o algă înmlădiată frumos ca o brățară, asemeni unui ultim capriciu de femeie.